Știți că domnul să-i Fabbrini, plătească. știți că domnul Fabbrini, știți care e salariul în acest sezon? Știm cât avea în sezonul trecut, da? Avea 15.000. Știți cât are anul acesta? Pentru că joacă incontestabil mai bine. Are 18.000. I s-a mărit Vi salariul? Da. Se pare că așa este făcut contractul. Am și o informație din interior. Dacă puteți să mă credeți. Da? Asta deci e răucitor. De ce? Dacă vi se pare ok și în schimb, nu știu, să zicem, de-al de Neicuțescu sau Moldoveanu au 2500 salariu. Vi se pare că atmosfera în cadrul echipei este propice performanței, ca să mă exprim într-o limbă de lemn desăvârșită? Eu cred că nu. Că n-are cum să te stimuleze când vezi că ăla de lângă tine, care nu face nimic în plus, eventual în minus, are salariu de 7 ori mai mare. Da. Dar poate că era